Орхідея си дезволта да супра солдон, респективно скварцеле копачело. И че радочина ей ау невоя де лумина, пентру ка планта са си дезволте. Гивечел требе са фие транспарент. După ce cumperi o orhidee, nu trebuie să schimbi ghiveciul. Poți să o lași 2 ani de zile fără probleme în ghiveciul în care ai cumpărat-o. Dacă o plantezi în alt ghiveci sau vas, cum am făcut și eu în video meu, ai grijă să păstrezi dimensiunile similare celor dinainte și să fie un recipient transparent. Udarea orhideilor au nevoie să fie doar atunci când rădăcinile ei devin albe. Ca să-ți fie mai ușor sau mai orientativ, e bine să uzi orhideea o dată pe săptămână, în sezonul cald, primăvară și vară, și cam o dată la 10 zile în sezonul rece, adică iarnă. Pe timp de iarnă, orhideele își iau și ele un repaus. Dacă vrei să înflorească și în sezonul rece, trebuie să le pregătești. Cum ar avea loc aceasta? Cu un tratament de fertilizare. Acesta se aplică în lunile septembrie și octombrie, la fix cât să-ți pregătească plantele pentru a te bucura de florile lor iarna. Un aspect esențial în florirea orhideelor reprezintă contrastul temperaturilor nocturne și diurne. Este o plantă exotică, așa că ajută-o să se acomodeze cât mai bine. Dacă locuiești la bloc, este bine să o lași la balcon toată luna octombrie. În acest fel, va surprinde temperaturi nocturne de 13-14 grade, esențial în procesul înfloririi. Vă mulțumesc pentru atenție! Ian. Orhideea se dezvoltă deasupra solului, respectiv în scoarțele copacilor. De ce rădăcinile ei au nevoie de lumină pentru ca planta să se dezvolte? Ghiveciul trebuie să fie transparent. După ce cumperi o orhidee, nu trebuie să schimbi ghiveciul. Poți să o lași 2 ani de zile fără probleme în ghiveciul în care ai cumpărat-o. Dacă o plantezi în alt ghiveci sau vas, cum am făcut și eu în video meu, ai grijă să păstrezi dimensiunile similare ce